Pensionarii vor primi 5 tichete sociale în cuantum de 50 de lei. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în municipiul Botoșani, să fie împlinit sau să împlinească până la sfârșitul anului 65 de ani, să aibă venituri de cel mult 700 de lei și să nu realizeze venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale. Pentru a intra în posesia tichetelor, bătrâneii vor trebui să depună o cerere tip, o copie de pe buletin și cuponul de pensie din luna anterioară depunerii cererii la sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială.